Dumnezeu este Domnul și să arătăm nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Precum în mijlocul ucenicilor tăi ai venit Mântuitorul, pace dându-le lor, vino și la noi și ne mântuiește. Nu tăceți pe Hristose, Dumnezeule, pe ucenicii cei necărturari, iar tot învățător și prin unirea limbilor, celor cu multe graiuri a surpat, înșelătuciunea ca una tot puternic. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, binecuvântate și risclase Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept pe pescare i-a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt. Și prin trânsii lumea ai vânat, iubitorule de oameni, slavă ție, să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului tău, prin ce-și va îndreptat în rocalea sa, prin păzirea cuvintelor tale, mai mult decât învățătorii mei am înțeles, că la mărturile tale este gândirea mea. Înțelepciune! Din Epistola a doua către Timotei, al Sfântului Apostol Pavel citire, să luăm aminte. Fiule Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătoră, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea într-o dreptate, astfel ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, bine pregătit pentru orice lucru bun. Deci propovăduiește cuvântul, speruie cu timp și fără de timp, mustră cealaltă îndeamnă, cu toată îndelungă răbdare și învățătură, căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățătorii după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme. Tu însă fii veghetor întru toate, suferă supărările pe lucru de evanghelie, slujba ta pe o deplin. Pace ție, cititorule! Și Domnul tău, aleluia, aleluia, aleluia! Preacucernici părinți, domnule primar, domnule viceprimar, domnule director, stimați profesori, dragi elevi, la început de an școlar felicităm și binecuvântăm cu binecuvântare duhovnicească părinții, bunicii, profesorii și elevii. Și ca orice început, și începutul acesta de an școlar este bine și trebuie
Și acest lucru am făcut, început și pus la temelie binecuvântare lui Dumnezeu. Prin rugăciunea săvârșită acum în fața dumneavoastră. Pentru că toată darea cea bună și tot darul de sus, de săvârșit, de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Mă adresez acum elevilor, acestor tineri frumoși, care unii abia pășesc în școală, alții trăiesc emoția evaluărilor în ultimul an și le aduc aminte că biserica și școala sunt două instituții sacre în viața și formarea fiecărui om. Dragi copii, stimați părinți, preacucernici părinți, domnule primar, domnule viceprimar, stimați oaspeți, stimați colegi, bine ați revenit la școala noastră, sau bine ați venit pentru cei mai mici, la un nou început de an școlar. Vacanța a trecut repede, abia așteptam să treacă vacanța, să înceapă școala, nu-i așa? Nu e așa, pentru că oricât de plăcută este școala și interesantă, parcă tot ai mai stau un pic în vacanță. Vreau să mulțumesc în mod deosebit părinților pentru binecuvântarea de început de an școlar, părintelui Edu pentru lecția frumoasă, ținută de morală, de, știu, comportament pe viitorul an școlar. Ne mândrim foarte mult cu copii, cu elevi buni, elevi receptivi, care au părinți interesați de educație. Ne mândrim de asemenea cu un colectiv didactic de înaltă ținută, de calitate, care determină rezultate foarte bune la școala noastră. De asemenea, ne mândrim cu o infrastructură școlară de top. Ne mai mândrim cu o colaborare deosebită cu celelalte instituții educaționale și amintea aici părintele, cu biserica, cu poliția, cu dispensarul și mai ales, nu în ultimul rând, mai ales o colaborare cu autoritățile locale care face ca toate aceste verige educaționale să fie funcționale. Ceea ce ne dorim este un act educațional de calitate. Ăsta este cuvântul pentru care venim la școală. Calitate a educației. Și se poate, s-a dovedit și asta ne propunem în continuare. Dacă anul trecut pe vremea asta ne bucuram de inaugurarea unei școli foarte moderne, frumoase, care a adus la noi o școală verde, efectiv, și la propriu și la figurat, anul ăsta avem alte surprize foarte plăcute pentru toți copiii. În primul rând, mobilier școlar. Deci veți sta fiecare copil într-un scaun și o bancă, veți beneficia de o bancă nouă, de dotări cu mijloace IT digitale care vor ușura o educație de calitate. Toate acestea s-au implementat vara asta prin Programul Național de Redresare și Reziliență, coordonat de Primăria Cornul Luncii, pentru toate școlile din comuna Cornul Luncii și mulțumim foarte mult autorităților locale. Bineînțeles că planuri sunt în continuare multe, nevoile sunt permanente pentru o școală care ar vrea să fie bună și ne vom asigura că vor fi updatate toate și standardele înalte. Preacucernici părinți, dragi copii, dragi părinți, bunici, stimați profesori, educatori, învățători, domnule director, domnule primar, domnule consilier, dragi invitați,
Este o zi foarte frumoasă, o zi încărcată de emoții, atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi. Dacă dumneavoastră primiți o notă frumoasă la terminarea anului școlar, primăria primește o notă la începutul anului școlar, în funcție de cum a muncit vara în timpul vacanței și a modernizat și a dotat școala. Vă spun și domnul director, toate școlile din comuna Cornuluncii au beneficiat de fonduri foarte multe și vă pot spune că în 12 ani s-au investit în școli peste 380 de miliarde de lei. Deci prioritatea numărul 1 pentru primărie și pentru comunitate a fost viitorul dumneavoastră a copiilor. Și rezultatele sunt foarte bune. În fiecare an primim scrisori de mulțumire de la licee de prestigiu din Suceava, Fălticeni și Gura Humorului. Felicitări pentru profesori, pentru părinți, pentru elevi, ca să nu mai spunem că în fiecare an cel puțin un elev al școlilor din comuna noastră sunt șef de promoții la universități sau academii. Dumnezeule, pe ucenicii cei necăpturări ai arătat învățători și prin propovăduirea cea cu multe graiuri a limbilor a stricat amăgirea ca una tot puternic. În pace Domnului să ne rugăm pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnule primar, domnule director, domnule viceprimar, domnilor profesori, doamnelor profesori, iubiți elevi și iubiți frați și surori, ne aflăm din nou în cursul acesta al vieții noastre, în toamna aceasta frumoasă, spunând chiar că este și viața noastră tot așa o toamnă care nu știm când va veni prima ninsoare, la un nou început de an școlar. Un început de an școlar în care am făcut, să spunem așa, începutul cu rugăciunea, începutul cu Dumnezeu. Și vă mai spuneam cu altă ocazie că orice lucru pe care îl începem, să-l începem cu Dumnezeu. Îl începem dimineața, să spunem așa, cu Sfânta Cruce, când ne trezim, că ne-am putut trezi, că ne-a ridicat Dumnezeu din somnul acesta al nopții și îl încheiem tot cu Dumnezeu, mulțumind că ne-a adus înapoi în căminul nostru. Două gânduri vreau să vă împărtășesc astăzi la început de an școlar. Primul ar fi despre prietenie, iar al doilea despre un program, să zicem așa, despre o disciplină. Primul despre prietenie este să îl avem prieten aproape pe Mântuitorul Hristos. El este singurul prieten care nu ne trădează, dragii mei. Și ca un bun prieten trebuie să păstrăm, să zicem așa, o legătură strânsă cu El. Cum păstrăm o legătură strânsă cu El? Decurgând în al doilea gând, în gândul disciplinei. Disciplina, dragii mei, pentru a-L păstra
prieten pe Mântuitorul Hristos este indispensabilă. Dimineața, când ne trezim, când mergeți dumneavoastră copii la școală sau dumneavoastră părinților, să-i disciplinați prin faptul de a-și face măcar Sfânta Cruce când înainte de a pleca din casă. Dacă sunt mai grăbiți și nu pot să zică Tatăl nostru sau rugăciunile, să spunem, începătoare de dimineață. Iar a doua disciplină este duminica, să participăm la Sfânta Liturghie. Și ca să vă pun mai de aproape acest cuvânt la suflet, mă voi folosi și de domnul primar care este aici de față, care este un om credincios și prin credință a ajuns, să spunem, atât de sus. Dar mi-a povestit un lucru extraordinar. Eu, preot, care cunosc Sfânta Scriptură și am citit mai multe lucruri, mi-a spus că noi îl păstrăm pe Mântuitorul Hristos în Sfânta Scriptură ca păstorul cel bun. Și ne aducem aminte și când ne gândim la Mântuitorul Hristos, ne gândim ca la păstorul cel bun. Și păstorul cel bun este un bun, să spunem așa, și conducător. Despre omul cel bun ne aducem aminte, despre învățătorul cel bun ne aducem aminte, despre primarul cel bun ne aducem aminte, despre directorul cel bun ne aducem aminte și despre copiii cei buni ne aducem aminte. Este o zi foarte emoționantă pentru toată lumea, de la copii și până la bunici. Este o zi frumoasă, început de an școlar. Avem cu ce ne mândri. În primul rând avem cele mai frumoase școli din Moldova. Nu este declarația mea, este declarația directorului porului pe programului dezvoltare regională de la Piatra Neamț. Este o mândrie pentru noi să avem asemenea dotări, așa cum a spus și doamna învățătoare coordonatoare, că la Dumbrava copiii nu știu ce înseamnă creta. Este un lucru adevărat și în același timp un lucru foarte bun și care ne face să fim mândri. Noi am asigurat condiții excepțional de bune pentru toți copiii ca să aibă rezultate bune.